Bine ați venit! Mie îmi spune Dumitru Talmazan și noi vrem astăzi să discutăm despre ceva destul de relevant pentru perioada în care noi toți trăim. O să discutăm despre Instagram. Vrem să încercăm azi un pic să facem montajul, să vedeți ecranul meu de la telefon, pentru asta sunt monitoarele, dar odată ce facem asta prima oară, poate să apară, gen, eu azi vorbesc acolo, de acolo încă nu o să n-apar. Deci asta nu vă sperieți, iată ni zapsi. Vorbind despre partea de Instagram, am pregătit câteva detalii, vreau să vă rog ceva. Ca un pic să pornească procesul, să intrăm în atmosferă, noi că întotdeauna avem tic-tac, că întotdeauna nu știu dacă să le dăm, dar le avem. Gen, în sala se uită și azi și cu dânsele. Și nu mai fost la evenimente, chinuiți-vă. Vorbind despre ziua de azi, vreau să înțeleg cine în sală este. La noi aici sunt în jur de 300 de locuri, au fost înregistrați peste 500 de persoane, respectiv diferit tip de audiență, începând de la bravi soldați de rândul întâi, care vorgheau acolo și vă iactele, finestând cu oameni din antreprenoriat, de aceea, dacă vreți un pic să facem așa din interaction, să-mi spuneți cine e antreprenor, e businessman, carte de vizită și om în tot, adică nu numai. Serios, cine este cu afacere aici? Ok. Dar cine e social media manager? E ca în SMM. și asta a fost. A, la tete? Super, acolo e da. Dacă e antreprenor, trebuie să rezulte deja cât de paniatna. Dar cine e student? Student, așa. Mai veți o leacă de la fașă, iar la școală. Bun. Aș vrea să dau câteva tic-tac-uri. Câteva le-aș vinde, dacă ceva. Lucrăm numai prin transfer, că și ne știi, poate fiți cu tot a venit în coace, așa că mă ne riscuim. Ca tare noi dăm pentru activitate creativă și... aveți sărbătoare acolo, eu m-am auzit. Voi faceți bani acolo, eu am văzut. Care este scopul care ați venit voi aici? Haideți să începem de la asta, un pic de la partea asta, să încerc un pic să adaptez. Și apropo, cine răspunde, primește tic-tac. Vreau vânzări. Vânzările, apropo, se exclud din retorică. Gen, vreau vânzări din... Nu, nu, nu. Vreau să știu frumos. Ei, doamne, prinde. Nu lucrează, așa variantă nu lucrează. Și video, și texte, și... Tu ai de amul, mai multe like-uri, super. Era aici vreo întrebare? Cum îți faci poze frumoase cu J5? Cu J5? Știi, eu pot să fac un lucru, genul, în semn de solidaritate și compasiune să-ți dau tot cu tine. Genul, te știți, da? Dar cred că n-ați ce răspuns la întrebarea asta. Următoarea întrebare, ca politicieni, răspunde-mă și vrem, da. Cum să dezvolți content datorită la stories? Întrebarea foarte bună. Concurent cu și răsuflă. Nu știu de cu și asta ajut, dar tine. Da. Îi dau două cozi, brandul nostru, înțelegi? Bun, haideți de aici, serios, haideți niște scopuri care nu, după tic-tac, gata, tic-tac-uri nu-s. Și am urși mâinile. Da, vă rog. Da. Aplicați. Bun. Cred că Bordea și el e acolo, acolo e deschis. Este la voi Bordea? Acolo. Mai sunt? Da. Text, prezent,
Ok. Nici nu scriu. E mult de scris, da. Asta luăm din zapite. Da. Ok. Hai, asta scriu, că asta e cu followeri. Eu de ce scriu așa? Eu nu știu cum scrii, știi? De obicei că nu știi cum scrii, o duci așa, nu știu unde știu. Medici, te medici. Da. Cine creează landing page? N-are, dar am o idee aici la LP Instagram. Bun. Mai sunt gânduri? Da. Cum e promovat, adică cum e început a promova propriul brand? Ok, brand personal. Bun. Eu o să încerc să merg pe parcurs, să revin la unele din întrebări. O parte din ele se rețin în prezentarea despre care noi astăzi discutăm. Noi azi discutăm mare parte despre Instagram Stories, nu despre Instagram per general. Acum să văd dacă prezentarea lucrează. Poate să nu lucrez încă. Dacă nu, noi de aici nu plecăm. Ce facem? Ne ducem la bordă. Așa, o secundă, vă rog. Trebuie să faci on. Este. Bun, dacă se poate prezentarea pe ecran, vă rog. Vreau să vă spun despre, în două cuvinte, despre mine, cei care niciodată nu ați interacționat sau nu ne-am văzut la evenimente. Sorry, ea ne podculcea. Asta ea e vinovată. Ok. Sper să vadă, chiar dacă e un pic pixelat. Apropo, este o tehnică cum de prinit prezentarea de azi. Și care n-a să pleci. Dar mult pot pleci, vă dați seama. Prezentarea de azi o să fie posibil de primit. Mie spune Dumitru Talmazan, ultimii 3, 5, 6 ani de zile lucrez în domeniul social media. Azi vin la voi prin prisma experienței noastre și de ce Instagram? Deja am ating de vreun an de zile activ când facem training-urile noastre Facebook Start, Mediu. Cei care trec întreabă, dar Instagram spate, dar spate. Noi n-am decis să nu ne împrăștiem în prima fază cu foarte multe detalii în diferite rețele sociale, adnaclasnic, Instagram. Să mergem pe Facebook, acum ne-a venit timpul și începem să pușuim Instagram. Văzând cât de conversională poate fi platforma Instagram Stories, am decis ca două ore să concret să lucrăm în contextul de Instagram Stories. Noi avem cursul full Instagram de o zi întreagă. Asta este pentru cei care, nu pentru studenți bănuiesc, nu pentru cei care au venit să facă un selfie cu dânsul, dar este pentru antreprenori. Deci dacă pentru voi sunt acei care vor să lucreze în Instagram, să facă vânzări, să facă mai mult activitate decât pur și simplu să se înțeleagă cum asta lucrează, noi la final inclusiv o să putem da oportunitatea asta. Până atunci despre partea asta de program, ce o să facem noi azi, noi să discutăm câteva detalii. Primul detaliu, vă spuneam, despre Instagram, un pic despre cifrele Instagram și partea asta am decis să dau bonus, un pic primul contact care are oamenii cu Instagramul vostru. Apropo, n-am întrebat, tăi am Instagram? Da. Și Nicu Adnaclasnic ție asta. Pentru că dacă aveți voi Instagram, eu desigur asta verific, iar acolo sus este Talmazan, wow, Insta, hashtag-ul, și jos este talmazan.media tag-ul, pentru că să avem, desigur, și cadouri la final pentru cei care să folosească hashtag-ul ăsta. De deci, eu în training-uri, dacă sincer, întotdeauna mă întreb, e că suntem în sală de Instagram, genul, noi suntem la o tematică de Instagram, și eu cumva trebuie să vă conving voi să faceți stories-uri.
Adică dacă suntem în tema de Instagram, acum e timpul ca orice detaliu să vă-l notați sau chiar testați direct în contextul discuției noastre. Pentru că altfel noi ne transformăm în vorbă rai, dar asta strică la stomac. Respectiv, despre primul contact o să vă povestesc, ci nu o să vă povestesc, că asta este despre partea de content. Chiar mi-am notat ce chestii care nu o să trecem asta, despre strategie, despre reclamă, despre cum să alegem posterele, ce fel de postere, de care și cum. Toate acestea sunt pentru altă parte de activitate. Și despre Instagram Stories, azi să vorbim prin prisma 4 puncte. În întrebările voastre era cum să lucrăm cu aplicațiile. M-am gândit, astăzi vă arăt cum lucrez eu, să arăt aplicațiile care le-am testat eu. Recunosc că au fost câteva care eu nu le-am testat. Pur și simplu, deja dacă am început, mă pregătesc de vreo lună încolo de training, am început să săp mai adânc, să văd că sunt în paralel. Este o veste tristă pentru o parte din voi prezenți. Prima veste tristă este că o parte din aplicații, funcționalitatea lor de bază este cu plată. Asta toți realizează, da? Eu întotdeauna fac paralela că Torrent îmi dă nestricat nouă viața. Haleava au băgat în ADN și noi de atunci nici nu-ți cumpărăm cu 2 dolari ceva. Dar un kebab, ca că bastă între ușurel. Așa că mâine kebab nu mâncați și un in-shot fără de asta, watermark. Al doilea moment trist este că o parte din aplicații, eu sunt sigur că este alternativă, dar sunt valabile doar pe iPhone. Acolo. Cu gândul și cu sufletul la voi. Asta pentru soț mă tine că ai întrebat, da? Lui ei luat Xiaomi. Să nu pot intra în anaclasic, înțeles. Respectiv, eu o să vorbesc, dar eu sunt sigur că ca idei de paralel, gen ca funcționalitate, există și în partea de Android. Deci nu vă descurajați, după ce o să downloadați prezentarea, o să puteți căutați pe Google, ori să, chiar să încercați o parte din ele sunt. Cele mai importante sunt, respectiv, haideți să trecem la procesul nostru de lucru. Despre cifre. Înțelegem primul lucru important despre cifrele în Instagram. În Instagram, momentan, sunt peste cât? 590.000 de suflete. Cât zii sunt, eu nu știu. Dar eu bănuiesc că vreo 300 sunt destul de zii. Pentru că sunt foarte multe conturi de business care sunt create, sunt mulți care de ei încep să facă Instagram și atunci creați vreo 10. Adică, și nu creați minim vreo 2-3 Instagrame. Da. Ok? Da, este așa ceva. Respectiv, în Moldova noi vorbim de o audiență care ne-o pune la dispoziție, cel puțin în contul de publicitate, de 590.000 de persoane. La ziua de ieri, screen-ul e făcut ieri. Femei, bărbați, vârsta 13-85 plus. Ui, 85, da? 65 plus. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că este o platformă destul de în trend acum. În Moldova e încă nu e așa de bine. Aveți viață de lucru cu Rusia, România încolo, încă mai bine. Deci în Rusia avem proiecte, avem experiență și acolo Instagram-ul el e pe numărul 1. Deci în contacte undeva împrejur, Facebook-ul de genul apare în Rusia. Însă Instagram lucrează foarte, foarte, foarte bine. De ce în contextul ăsta, la noi vine deja trendul ăsta, deja tot mai conștient și mai conștient. Și asta înseamnă că noi trebuie să fim acolo într-un context care să ne fie nou conversional. Instagram este una din cele mai bune platforme, după mine, la nivelul de branding personal. Ce întrebați? Pentru că brandingul personal este o chestie care, așa, pe scurt, prezintă persoana și umanitatea persoanei, activitatea, poziționarea și Instagram-ul la noi stă în palmă. Deci, regula de bază care trebuie să o rețineți când voi creați content ca viitori marketeri, orice, când voi postați în Facebook, omul în mare parte
o bună parte din content îl citește la distanță. Deci el are între voi și mesaj, între dânsul și mesajul vostru, vreo jumătate de metru, 20 de centimetri. Respectiv, el are zona lui personală în care el poate să nu perceapă contentul care voi postați. Când noi lucrăm cu Instagram-ul, voi stați la mine în palmă. Respectiv, zona mea personală. Despre publicitate așa aruncă o undiță de parte, cine face reclamă. Practic, niciodată nu se recomandă că voi în story să băgați trafic rece în publicitate. Adică că acum, cumpără 2 plus 1, swipe up, amuie. Omul nu știe și cauți tu la dânsul în palmă, în primul rând. Că la dânsul în palmă, de obicei, e ceva cunoscut. Respectiv, în contextul ăsta, Instagram-ul e o chestie care trebuie să vă dați seama că omul are nevoie ca să fiți alături de el și să fie parte personalizată. De aceea, mai departe, vorbim de primul contact pe care voi puteți să-l aveți. Este bazele. E ca bazele... Nu încurcă asta. Eu nu vă văd acolo. Bazele, în general, interfața de lucru. Dacă plecând de aici, voi minim, eu sunt conștient că o parte din informații care voi o să vedeți mai departe aplicați, cineva spui, da, mă auzit, cineva spui, da, eu chiar am, cineva spui, da, eu chiar am încercat. Deci diferite situații să fie, dar minim plecând de aici, eu aș ruga ca momentele astea care le vedeți acum în ecran să fie realizate. De ce? Odată ce noi, cu toții, o să avem grijă că partea noastră personală, contul nostru minim personal, nici nu vorbim de contul de business. Cei curățeni, știți cum chestia asta, faci curățeni la tine în casă și poți să schimbași țara într-o zi și faci și lumea. Respectiv, fix așa ești chestii și cu Instagram-ul. Cât mai conștienți vom fi noi, cei 300 de oameni din sală, cu atât mai repede publicul țintă nostru să se educe. Trebuie să vadă că trebuie să fie un nume. Numele trebuie să fie corecte. Că dacă noi împărțim, da, avem câteva zone foarte, foarte basic. Asta este poza. Asta este ID-ul. ID-ul de dorit, iarăși, nu o să descoperim America, scurt, clar și cuprinzător. ID-ul este ceva care să fie foarte, foarte, foarte memorabil. Mai mult ca atât, să fie ușor de scris. Deci nu chisiulea cu 2 de S și la urmă liada, lia prin Y. Și tu înșerși, scrii chis-chis și nu știu acolo. Adică cât mai conștient numele ID-ul ăsta, pentru că ID-ul în primul rând, el da, care se scrie la noi, talmazan.md. Eu am vrut talmazan, pur și simplu, dar talmazan e ocupat. Și nu e nostru. Dar e unul din... Într-o limbă, el nu e talmazan, el e almazan. Și el și-a pus talmazan. Nu știu ceva cum. Și nu a fost în Instagram de vreo 200 de ani, respectiv eu nu pot să scriu, să-l rog, să mă înțeleg, hai spate, cumva. Nu e posibil. Respectiv, numele o să fie în căutare. După ID voi aveți nume, prenume, da? Păi iată, este a doilea moment important în Instagram, ca numele, prenumele. Apropo, nu întotdeauna el trebuie să se semene cu ID-ul, mai ales dacă sunteți afacere. Pentru că numele și ID-ul sunt două puncte care în căutare se indexează. Deci dacă voi vă numiți, spre exemplu, dați-mi un nume de companie, cum? Ok Flora. Cum e Instagram-ul vostru? Okflora.md? Doamne ferește! Thumbs up, cum s-ar spune. Următor exemplu. Cum? Oli Lioli. Cu Y sau fără? La urmă, așa. Oli Lioli. Oli, este L. Oli Lioli. Ok. În general, eu vis-a-vis de nume, cred că puteți avea orice nume. Pur și simplu, ați băgați diferit buget în marketing ca să deprindeți omul cu Oli Lioli. Asta înseamnă ce? Sau asta e om? Sorry. Un fel de om. Asta e părerea celor din jur sau de noastră personală? Pentru că da. Așa. Ok, bun. Ce, da, există brand așa. Vindeți produs cu numele ăsta.
Ce vindeți? Jucării pentru copii. Așa. Dar în nume ce scrie la voi? Pentru că uitați-vă, foarte deseori afacerile în nume la fel dubează olilioli. Da? Dar aici trebuie scris jucării pentru copii. Da, da, clownela. Ia, product design și faceți jucării. Într-un fel. Dacă nu-mi faci jucării, design va deveni gen, dar știi bine, dar și vă trebuie. Asta e business pe mandat, dar știi vă trebuie. Dar faceți așa video-uri, două facem. Pe ușă scrie site-uri, dar ne-am fac video. Și n-ai mai funny să știu. Respectiv, momentul e în asta. Nume, prenume, lucrați ca aici este funcționalitatea. Pentru că voi trebuie să vă gândiți, apropo, e ca descriptorul ăsta, puteți să-l luați din așa numitul Yandex, cum se cheamă el? Yandex Stat? Yandex Stat. Orstat, da? Adică acolo sunt statistica cum caută oamenii cuvintele, e ca scris, spre exemplu, Talmazan School. Ca idee, da? Și cum oamenii caut? Poate oamenii scrie School Talmazan sau Școala lui Talmazan sau Talmazan la școală. Adică acolo sunt combinații de cuvinte care dacă eu le voi folosi, este, spre exemplu, cuvântul jucării, da? Jucării pentru copii. Oamenii pot să folosească jucării pentru copii mici de la 3 ani de zile. Și dacă la voi corespunde și asta e pe locul întâi, probabilitatea că cadânși o să fie încă mulți este foarte mare. Deci, descriptorul ăsta funcțional să fie la voi. La mine, în profilul personal, dacă e Talmazan MD, mă ating că aici e Dumitru Talmazan. De ce? Dacă utilizatorul caută ori Talmazan, el îți găsească după ID, dacă caută Dumitru, opțiunea așa trebuie să știi. Atunci el o să găsească după nume. Mai departe vine următorul bloc. Următorul bloc vine descrierea asta. Da? Știți posibilitatea asta de descriere. Respectiv, Talmazan Dumitru scrie. Da, da. Trebuie să mă duc la un curs. Pămineale. Aici, iarăși, este informația în context, iarăși, trebuie să ne gândim la oameni. Cu ce voi puteți să-mi fiți de folos? Cel mai des, dacă sunteți afaceri. La mine, în contextul de brand, este partea despre mine, despre poziționarea. Da? Adică că în Instagram-ul meu este născut în Moldova, antreprenor și este business mold, synergy, founder of ASAP, social work, Talmazan School. Adică eu, ca personal branding, eu zic, ia ca eu asta, dacă născut în Moldova, am pus când m-am dus la business mold, la un training cu lor 5.000 de oameni și eu vrem să știe că eu sunt din Moldova. Și am scris născut în Moldova. Dar nimeni nu a văzut. Nimeni nu a intrat, așa că... Respectiv, atrageți atenția la descrierea asta. Ce poate fi la context de funcționalitate? În ce situații sau pentru ce momente, da, e ca clownel aici, momentele de descriere a situațiilor în care eu pot să interacționez cu voi. Poate fi descris. Mai ales, foarte bine ajută points-urile. Adică dacă voi, în general, în scriere de texte, oamenii doar un pic obosesc deja de toată treaba asta. Și când voi faceți o postare, nu contează unde voi faceți postarea asta, nu scrieți așa. Observați, chiar faceți un research așa în contextul feed-ului vostru. La ce vă opriți voi? Foarte des ori când noi vorbim de postare, e fain când un pic e arestit. Mai este vreun simbol care te arată să citești aici? E ca un pic spațiu pentru ca eu să iau decizia să merg mai departe sau nu. Dar când noi vedem un conglomerat cărnat, îl numim noi așa, lung, 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 de vreo 6 fraze, tu nu reușești să activezi. Mm-hmm. Să respire. Am pus IGTV-ul, dar nu pot spune că e despre asta. IGTV-ul la mine a dispărut. La voi este, apropo? Este. Felicitări. La mine a dispărut, este aplicația IGTV. La mine eu folosesc din aplicație, cum folosesc? Din când în când, să văd, cu nică e acolo. Dar, de fapt, n-am văzut rentabilitate doar în două situații. Am folosit IGTV-ul eu. Când am avut dispus o idee mai mare,
E tare fain, o spui în 15 minute, pui în stories că ai spus ideea asta și swipe up spre video-ul mare. Nu, când ai. La IGTV apare. Asta e ideea, da. Adică în IGTV îți apare swipe up-ul să te duci spre video. Respectiv, e o chestie în care tu poți povestești mai mult despre produsul, despre ideea ta. Eu cred că Facebook-ul s-a gândit că eu fac produsul ăsta și cred că l-a ajustat când, nu știu. Instagram-ul acum e de gazul mare cu stories-urile și respectiv ajungem la partea asta de stories-uri. Stories-urile au făcut revoluții. Highlights-urile? Ah, highlights-urile. Cine intră în highlights-uri? Cine intră în profil și se uită? Uite, da, highlights-urile sunt cerculețele și ele, da? Mâini mai multe, am ușat și repere. Ah. I speak English and that's why I was saying highlights. We want where is repere. Respectiv, reperele, de obicei, ia că ce recomandare v-aș da la repere? Una din idei după care vine reperele, spre exemplu, noi în presă, meniu, adică niște puncte cheie care conceptualizează în general business-ul vostru. Dacă asta este livrare flori, atunci asta să fie clienți fericiți, hot offer sau oferta lunii și întotdeauna acolo ceva vine ca ofertă. Personajele? Și în contextul fiecărui personaj este ofertă. Sau ce, care e ideea? Sau idee despre acest personaj? Ok, da. Important este cu highlights-urile, dacă lucrați, trebuie strategic. Spre exemplu, acolo care e fișca? Voi doar când faceți stories, adăugați next, highlight, next și el spune tot se face acolo. Apoi ca strategic, din când în când, faceți stories-uri cu call to action. Că eu mă uit, hop, acolo, în contextul de highlights, mi apare o idee. Nu uita să ne suni la numărul sau să scrii sau să deschizi. Pentru că dacă spuneți numai highlights-urile cu personajele, apoi este risc ca să știi numai istorioară, fără call to action. Pentru că îl filmezi în context de eveniment. Atât cu bonusurile. Faceți curățenii. În general, în partea de curs care noi avem cu Instagram-ul kilometru zero, am numit noi așa, nu știu de ce. Dar așa e de greu să-l scrii și așa. Tocmai nici știu dacă așa l-am numit. Important să nu se înțeleagă că acolo îl facem. Și la petrecare undeva tot este. Acolo este, da. Trecem la stories-uri. Stories-urile. Fișca cu stories-urile, porneam eu să vă spun că este un pic revoluționară, pentru că stories au făcut o leacă de refresh în tot ce înseamnă consum și creare de video content. Adică oamenii au devenit atât de concret în a-și exprima gândurile, că iau numai 15 secunde. Adică dacă ne dădeau 30 secunde... Și pe urmă eu am făcut păcatul că dacă ții degetul, el singur acolo se duce și de-aia era slăghit, de-aia am zis tot bredul. Dacă era 15 secunde, trebuie să te concentrezi. Respectiv, consumul ne impune ca noi, concret, spune și vrei. Și atunci tu în 15 secunde spui, bună ziua, 16 iulie, eveniment, azi și tăt, swipe up, ne-am dus. Și acum ai rămas vreo 4 secunde, eu sunt sigur. Ușa a trabotă, ne-ai frasă. Cine face stories-uri? Bun. Dar cine nu faci că stiem, ca ne lege dușa, așa, parcă... Nu, serios, cine nu... Stiem cu mâini, da? Pentru cei care nu au ridicat mâna, asta sunt cei care nu fac stories, vreau să vă spun... Dar și cu gălăgea asta? Vreau să vă spun că pentru cei care nu fac stories un lucru mega important. În primul rând, asta nu doare. Asta e foarte important. În al doilea rând, când voi începeți să faci stories-uri, și apropo, alături de stories-uri, eu aș pune și live-urile. Cine nu face live-uri? Știi că trebuie, dar nu faci. Dar n-ar străca. Hai. Așa. Cu live-urile așa chestii ca și cu stories-ul. Deci, fișca și aici, în primul rând, cineva a spus, ideea e corectă. Când voi începeți activitatea de stories și de live-uri, nimeni la voi nu se uită. Și acolo și 2-3 care au intrat și au ieșit. Da.
Adică, mir, nu să pierde, că voi atât și l-ați prins. Adică, eu când am făcut primul story, să știu că am făcut vreo 30 de minute, îmblam în jurul unei clădiri și deam și ochelari și fără ochelari, parcă și așa, și așa, și așa, și oricum nimeni nu a văzut până la urmă. Deci, ea, și care e fișca? Să faci story-uri interesante, asta înseamnă experiență. Să înseamnă experiență, te uiți după alt cum faci story-uri. Vreți o fișcă, vreți o idee și tu încerci la tine. Când la tine se adună audiența, tu poți cu dânsa să lucrezi. Dacă tu niciodată n-ai ieșit pe scenă și în fața ta stai 300 de oameni, probabilitatea puțină că tu să poți controlezi emoția publicului. Mai de fapt, ei este controlează. De ce tu ieși întâi la 2, la 3? Opriniești. Nu te duci în altă parte. Adică, și așa tu înșeci să faci story-uri. Respectiv, cum să facem story-uri noi? Împart aplicațiile, sfaturile, fiștele, așa numite, în două zone. Unu, în care chiar o să arăt exemplu. Doi, în care să fac referință. Plus, deja fiecare din voi are creativitatea. Și încă un detaliu important, practic din toate campaniile care noi le-am făcut, că videourile, ați văzut videourile noastre, care ne-am jucat noi alea cu hlap, hlop, hop, hop, da? Nu e posibil de făcut videouri într-o simplă aplicație. Adică e combinația din câteva aplicații. Și una, și a doua, și a treia. Una îți pune un efect, una un sunet, una o trecere, una ți-o taie, una ți-o întinde. Respectiv, o să fac referință și la combinația asta. Începem de la cel mai simplu. Cel mai simplu la noi îi începem cu foto. Dacă sunteți utilizatori de iPhone... Nu, eu mi se pare că și la Android acolo tot așa este fișca. Pentru că primul sfat pe care vă l-aș da e unul foarte, foarte, foarte basic. Nu, spre exemplu, uitați, noi facem câteodată poză, da? Și când mergem să ție... Are. Când mergem să facem postare în Instagram, când mergem să facem câteodată poza nu încape. Știți chestia asta? Da, noi putem să o mărim, cu siguranță. Dar desigur este așa fișca, apropo, vă spunem că și colea cu întârziere. Așa că reușiți să votați la mine. Ca să păstrez calitatea, pentru că aici eu am fotografiat așa și el deodată s-a pus story-ul. Dacă vă faceți un pic altfel, calitatea un pic o să strece. Ce să faci în situația de asta? Vă duceți la voi în fotografie, deschideți fotografia care voi vreți să o postați. Am ușa să deschid acolo. Dăm edit și crop. Da? Edit și crop. Și în partea dreaptă a ecranului este așa... Pe așa niște chestii. Vezi trei punctișoare. Și alegeți 9x16. Și el automat vouă să vă facă mărimea stories-ului și o să vă salveze în proporții exacte pe stories, fără să se facă compresii ca să-l mărească ori să-l îl micșoreze. Adică o să vă jucați, ideea e una, dacă voi faceți poză și voi vă duceți în Instagram și acolo la voi trebuie să-l micșorați câteodată e pătrat, veniți în poze și aici faceți mărimea, dați save și atunci poza nu își va pierde calitatea la, la compresare. Ok? Mai tine că e 9-16. 9-16. Da, da. Dar trebuie să fie 9-16 acolo să iasă. Nu. Adică o să încerci să vezi cum e, cel puțin... Și dacă acolo am zis cu capul într-o parte. Nu. Ar trebui să conectez... Ok. Bun. Respectiv... Asta așa, foarte, foarte, foarte ușurel. Cel mai basic aplicație care puteți să vă jucați, începem la dânsele, Facetune, cine o zic? Facetune este o aplicație care eu folosesc într-o singură situație, am scris mai jos, să înălghesc dinț. Dacă la voi pozele unde voi sâmbiți, rupi. Nici Colgate nu face așa ceva. Sau
eu impresia că Hoiger folosește FaceTune-ul. A doua e FaceApp-ul. Începem ușurel, nică tehnic, FaceApp-ul e pentru fun. Dacă voi vreți, aia, super, dacă vreți să vedeți cum ați văzut ei bara, chiar dacă sunteți fată ori băiet, vreți să vedeți asta și o brunetă sau brunet, puteți să faceți în aplicația asta. E un fan, puteți să puneți fața lui Donald Trump și să vedeți dacă aveți ceva comun. Respectiv, pentru o leacă de distracție, puteți să încercați. Erstagul, el tot e despre asta. E ca trei aplicații, ele sunt despre asta. Sunt tins, apropo, pitch ăsta are o fișcă tare interesantă. Eu am văzut, nu spun la cine, dar eu am văzut cum fetele folosesc fișca asta. Ele își întind fața. Știi cum zici? Nu, dar doamne, să crească. Dacă noi o să deschidem, eu chiar am vrem să vă arăt cum asta se face, că deschidem picile. Pici. Opa. Și este așa ștucă. Pau. Și apare o linie care voi puteți să folosiți, de exemplu, dacă să mă duc la picioarele lui Oliver, apoi eu pot să-i le ridic. Opa. Normal că eu muia în este, jos, dar știu că fetele tale pot și întinde. Hai să mi-te las la mietcu, nici nu știi, mâine apare prințesă pe Facebook în foci. Da, adică fața, respectiv toate este, aici este retușul, fața, tu poți să lucrezi la nivelul de, spre exemplu, dacă aici îți mărești mai lătuț, mai subțirel, după ce mai subțirel te-ți fac. Iarăși, momentul ăsta pentru personal branding, ca să numim așa, în așa situație poate folosit. Vorbind mai departe un pic parte tehnică, iar că eu când fac trecerile de la 1 la 2, trebuie să mă redeconectez. Sper asta să nu ne complice. Vorbind despre mai departe ca instrumente, ca prima aplicație foarte serioasă care eu o folosesc, asta este... Скоса, выведите, пожалуйста, на... Есть FSCO, FSCO, нумицу кумврец. Чи фач аппликать аста? Ей таре файна, а нумин контексту, е нормалка, а мы отеч фейкари ж крязи рецяволу сочала, ей ше реця сочала, нкари вам лишь публик поза, ли под пуй лайкур, стюць кумалто лукрат. Ео фолосес пинтро ситуации. Дор атунч, кынт ла мини, este necesar de întat orizontul sau de schimbat părțile. Spre exemplu, dacă eu o să fotografiez așa, eu pot să îndrept un pic orizontul și colțul ăsta să-l trag un pic mai încoace. Adică, dacă la voi este lucru cu pozele, ați fost la mare și la voi mare ai... Crăpșor, așa fotografia el. Am zis, mamă, ține drept. Apoi e că voi puteți îndrepta asta prin aplicația asta. Plus, o parte de foarte multe aplicații, se repet la nivel de 1, au filtre, normal, au muzică, au colaje. Sunt unii care au mai bune colaje sau mai stilizate sau mai într-o anumită direcție. Dar chestia asta vă sugerez să o aveți, are sens. Pixaloop. Pixaloop, dacă observați, amuș, hop, e acolo cerul merge. Asta este poza în care voi puteți, asta e poza, dar acolo valuri merg și cerul merge. Respectiv, prin aplicația asta voi aveți posibilitatea să faceți, nu știu, să schimbați orice nori, v-ați fotografiat și afară plouă, voi puteți pune nori cu soare. Adică foarte simplu, el vede, e că în aplicația asta este necesar întâi în FSCO să îndreptăm orizontul, e că aici întâi am dreptat orizontul la mare și pe urmă i-am schimbat cerul. Și atunci el l-a făcut foarte drept. Și el o să vă pui alt cer, alt fon, alt soare, cu foarte alte detalii. Către ce noi tot asta ducem? Nu pur și simplu, că eu puteți să vă transmit detaliile de... Da. Asta e în formă neechitată, dacă nu greșesc. În 40-60% funcțiile sunt la majoritatea neechitate. Adică o parte...
cu siguranță este. Eu, spre exemplu, chiar și același, noi vorbim despre InShot, ați auzit, da? Eu folosesc în versiune cuplată. Pentru că el are funcții care mie îmi trebuiesc. Depinde. Dacă ați cumpărat aplicația genul Lifetime, atunci toate update-urile par jizdine. Dacă luați lunar, nu este exclus să vă ceară. Spre exemplu, sunt unele aplicații care tu cumperi numai un anumit set de colaje. Și restul, colaje noi, dar e ieftin, gen 99 de cenți. Și tu spui, și acolo, și mai de kebab. Respectiv, treaba... Nu, fără tu să dai acord, în general, nu dispar. Asta e soțul. Nu, de obicei nu, dar foarte atent. Sigur că eu, spre exemplu, periodic, din cauza că eu cumpăr emoțional, mai ales aplicații. Linkar și așa și pe urmă eu, când intru în patpist, când mă uit în Apple, în iCloud, la cât m-am abonat, îmi dau seama că eu jumate nu le-am folosit de-am vreo 3 luni zile. Și eu mă abonez. Pe urmă iar le cum. Adică e o chestie care ongoing. Pixelup-ul folosesc des. De ce? O descoperire interesantă este Photoshop-ul. Dar Photoshop-ul, uitați-vă, este Photoshop Mix. Dacă este Photoshop PS Express și Mix. PS Express-ul și carne și e temă. Pentru că el, practic, dacă voi faceți social media, dacă sunteți ăsta mămșic, dacă șeful vă zice că voi și designer sunteți, voi că vă n-ați știut, dar task-ul stă, pohodul și designer sunteți, și de tă. Respectiv, intrați în aplicația PS Express, acum să conectez telefonul, PS Express. Are o chestie tare faină, anume prin ce prisme. Eu l-am văzut în contextul ăsta. Uitați-vă, eu iau o poză, dacă e o poză care am făcut-o azi. Este, da? Și eu îi dau edit și el automat îmi dă preseturi. Profile cover Facebook, profile cover event, profile ads-uri. Adică el automat are preseturi la nivel de mărimi. Și dacă voi n-aveți genul, în loc să faceți în Canva și dăm o zăieje, n-ai tema. Aici voi aveți o poză și vreți ca partea asta să fie ca... El e automat. Instagram Stories, iată, ne l-a tăiat, am schimbat, am mutat, am salvat, ne-am dus în altă aplicație, am pus un efect, în altă aplicație am schimbat cerul, pe ne-am dus, am comandat la designer o fotcă normală și am postat. Dar ne-am jucat vreo 20 de ani. Adică, apropo, asta e riscul tare mare. Când începeți să faceți singurei, pierdeți vreo 5 zile până ați făcut o fotcă, ne-am mai dit mult de plătieți și ne-am evenimentul s-a terminat, dar voi iaca muș. Respectiv, discutăm despre partea asta de Photoshop Express. Eu chiar vă recomand, voi să o puneți. Ea este gratuită. Ea este gratuită, ceea ce înseamnă că nu trebuie de plătit. știi și ne-a venit un insight, dar tu poți și sticker. Întotdeauna stai în rândul întâi. Ce mai faci niște? Știi ce e asta niște? Ați auzit de niște? Stai. Și cum credeți? Ce e asta niște? Psihă. Ce mai faci psihă? La niște cu un sau cu doi? Știu așa, stau, care business-ul meu cu mine? Dai proveriu. Niște este... Cu doi de stem. Și cu Y la urmă. Niște este companie care... știți corturile astea din... din așa cu... Da. Și așa puțin like-uri. Ia muș 300 de like-uri, te-o banit. Apropo, Instagram-ul a adus, dacă nu greșesc, 2000 de like-uri pe lună, dacă aveți mai mult, începi să vă verifici și pas vă blochează contul. Deci, activitatea asta de following se blochează tot mai mult și mai mult. El nu crede că un om normal poți să aibă mai mult de 2000 de prieteni pe lună. Adică, așa drujeliubne, ei nu au văzut încă. Respectiv, el vede că acolo e... Prisma, vestită, dar am vrut să vă arunc neapărat în contextul ăsta. Câteodată, o folosesc mai din o dată în jumătate de an, chiar are filtre și gratuite și filtre cu plată,
Dar ei permite o leacă să vă jucați câteodată, care e fișca să aveți mai multe aplicații, cel puțin să le aveți cu titlul gratuit, pentru că într-un moment dat la voi poate să apară o idee, o necesitate și trebuie să acționați. Respectiv, dacă eu am chiar poza asta, m-am gândit că ar fi fain prin prisma și am editat-o pe acolo. Partea, eu le-am împărțit foto, video, aplicații, ele perilincovuiță. Ceea ce noi am discutat până acum, pentru că avem blocul video mai departe, el e mai complex. Voi folosiți? Nu, n-am ajuns la aplicație încă. Redactare foto, da, pe urmă mai departe ele tăte au redactor foto. Dar de bază, dacă o parte din ele ai? Nu, speakerul e așa, eu știu. Ideea în ce este? Eu real n-am văzut necesitate să ai mai mult de 2-3 aplicații per funcție, gen unii îmi trebuie crop, îmi trebuie să curăț, îmi trebuie să măresc, adică pentru asta este Photoshop Ad Express, care e ca așa îți ajunge. Dar dacă vrei, poți și prin altele. Acum să mai fie încă în unele aplicații care mai dau zona asta. Cine din aceștia le-a folosit și am văzut sens. Ok. Dar le-ai folosit. Ok. Dar cine nu le-a folosit? Nu? Ok. Încercați. Pentru că rezultatul acestui eveniment o să fie dacă voi să încărcați aplicațiile și o să încercați să faceți montajul. Parte de video am pus prima, nici nu aplicație, este by default, nu știu cum Apple-ul știe. Montajele mai mediu complexe, eu le fac în iMovie. Da, el acolo permite lucru. Când vorbim de stories mai departe, acolo chestia vine că sunt aplicații care în 3 secunde fac. Chiar un video am făcut când am venit în coace. O să vă arăt o aplicație care 10 minute mi-a luat să fac video-ul ăsta. Însă iMovie vedeți. Uitați, aplicația asta vă sugerez must să aveți. Dacă ați lucrat cu InShot-ul, atunci videoclipul o să vă fie mai de folos. De ce? Montajul e mult mai simplu și complex, dar e mult mai simplu, poți mări, poți face, deci toate videourile care la mine le-ați văzut trebuie să montate prin videoclip. Eu întâi le tai, le montez, le unesc aici, pe urmă le scot și le pun filtru în alte aplicații. În InShot eu folosesc, dar foarte rar InShot-ul folosesc ultima perioadă, pentru că el e mai marginalizat. Videoclipul vă permite, dacă aveți, spre exemplu, ați filmat video cu fon transparent, voi puteți să-i băgați efecte, să zboare, să meargă, dar în principiu, tema de montaj, să uniți două videouri, voi puteți să-l măriți dacă ați avut experiența de montaj în iMovie, când mărești timpul, apoi cadrul se împarte într-un parte mai mare și poți să găsești secunda care îți trebuie să o tai. Respectiv, videoclipul, chestia asta permite. Testați-o, e un must în montaj. Cinemagraful. Ați auzit de cinemagraf? Cinemagraf, eu l-am pus tip de content și cu efecte. Asta este o aplicație, dar aplicația asta poartă numele însuși a fenomenului. Asta este un tip de content, se numesc cinemagrafer. Uitați-vă, m-am pârlit azi că am făcut asta azi. Aici fișca se... Eu, parcă am uși lunina stânge. Oriunde veți fi? În Italia, în Spania. Respectiv, doamne. Ideea este că voi puteți să lăsați un segment să lucreze, dar restul să zamoroziți, să blocați. Și atunci că cum arde gazeta asta, poți să ardă, o puneți pe lup. Asta e video. Asta e video. Asta eu stăteam cu ziarul, fetele au aprins și au fugit. Eu stăteam cu ziarul și așteptam să ardă. Și el a început să ardă mai repede. Și nu știam unde să vorbim. Și atât de în oficiu. Nu veniți la noi ultimii 2-3 zile cu putea fum. Respectiv, iarăși, noi vorbim de tip de content. Pentru afacerea voastră, cum voi puteți adapta așa content? Spre exemplu, la voi, dacă tot e. Voi doar aveți efectul ăsta cu săpun, da? Și omageatul poate stai pur și simplu nemișcat, iar toate baloanele poate să joace în jurul lui.
Da, sunt confeti, sunt confeti, noi confetile zicem. Noi suntem ruși. Da. Respectiv, încercați să preluați idei și să o adaptați. Prima idee care am vrut să o fac pentru azi era să pun cafea în cană. Nu gen, poți torni. Este, e ca așa, stai nemișcat, dar cafeaua scurgă continuu. Da, da, un cadru care continuă și restul e tot blocat. Respectiv, aici puteți pune cu sloganul continuu poți la trei lucruri. Da, de ce eu recomand, a fost un trend pe content, tipul ăsta de content, dar puțin știu să folosească, eu tare rar folosesc, odată, două ori pe an, tipul ăsta de content, dar pentru cineva poate fi, în general, treaba asta de content și de ce aplicațiile astea în contextul ăsta, pentru că voi trebuie să mirați publicul. Dacă noi să facem aceleași poză, buspost, text, nu gen, și așa nimeni nu ne știe. Dar noi încă facem și ei și oamenii ăștia au mai văzut. De ce? Încercați să fiți creativi în contextul ăsta. Uitați-vă, aplicația asta e mega faină, RFV, ea permite să întoarceți videourile. E că eu mă ating vreo 3 luni în urmă am aflat de dânsa și când am aflat ne-a ușurat viața foarte mult. În iMovie, da, dar aici foarte simplu, ai încărcat, ai făcut flip, sau ai întors video-ul. Respectiv, desigur este că, nu știu și așa e filmat, dar trebuie așa. Respectiv, sunt două tipuri de aplicații. Sunt aplicații care au o funcție și bună pentru asta. Și sunt aplicații care au touch, au încă și ceva acolo lecțic. Asta e din serie care are o funcție. Acolo nu poți face tare mult treabă, dar să întorci videourile din vertical în orizontal sau să le întorci tu să fii în dreapta, tu să fii în stânga, zerkaină, da? O face aia. Voi ce aplicații folosesc la video? Vlogging. Cum? Vlogging. Sorry. Ea montează videourile, da? Da. Ok. Noua generație, nu. Cum o zici așa, zici asta, da? Filmează. Este, apropo, în contextul ăsta, tu ești în TikTok sau nu? Ai folosit. Mama e alături. N-am nimic. Tu ai. Este, da? Este TikTok. Și nu e TikTok. Și zi mai țală, dar și asta? Noi nu mâncăm carne după șeste, da? Voi aveți, știu. TikTok este o rețea socială, apropo, foarte puternică. Dar știți fișca de și ei sunt, dar noi nu suntem? Că noi nu suntem. Adică acolo este generația de copii și adolescenți și tineri și părinții nu s-au copii. Acolo e un șac. Adică, sens real, dacă aveți părinți, copii, intrați, vă uitați. Almasan Dumitru, contul meu acolo. Adică e o rețea socială care are o totală diferită. Acolo fișca în TikTok este că tu video, doar stories-uri, doar videouri și cel mai deseori videourile sunt genul, este un cântic, știți, fac același lucru și pe urmă și eu fac, care ce nu pot să explic. Da. Și e un trend foarte mare acum, apropo, de grabă pe Instagram asta întreagă, global. E în creștere foarte, foarte, foarte mare. Deci ei, fiți acolo, tânără generație, ei erau în Snapchat, n-a Snapchat test după asta, s-a dus că acolo erau fiețe și trebuie de ascuns, deci s-a născut și s-a dus aici mai mari. Respectiv, copiii furtii de acolo. Aplicația asta, Stop Motion, dacă voi aveți fotograf, dacă voi aveți montajor, vouă stop motion nu vă trebuie. Pentru că montajorul la video o să facă tot pe fanșuiu. Dacă stop motion este o aplicație care vă permite să faceți video din poze. Ați văzut desene animate din plastilină? Da. Poți să le faci prin stop motion. Dacă știi să lipești fiecare acțiune, să fotografiezi și pe urmă el îți faci video. Spre exemplu, eu azi venim încoace, zic, des, fac un stop motion de la genul, dacă eu vreau să fac un video, colegii mei spune, dar public își spune, dacă nu găsiți, ia ca un ghid. El arată în felul următor.
238 de poze. Eu e ca așa, mergem ca un idiot. Și de ce nu s-a proghi vreunul să gândești mă fotografiez? Că mai nimereu, mai întrești eu așa. Adică, dar e un tip de content. E o chestie care voi puteți, genul, cum se lucrează încă în faza asta. Spre exemplu, ați văzut când chipsurile se duc în cutie sau macaroanele se duc în altă parte? E ca prin chestia asta. Fotografiați fiecare cadru care presupune o acțiune. Poate să se nască numele vostru sau să apară o formă oarecare. Pur și simplu uniți câte un element și fotografiați. Pe urmă băgați în stop motion și tata asta o să primească video content, după care luați stop motion și o să vă duceți în alte aplicații care urmează să-i puneți muzică, să-i puneți filtru și alte detalii. Aici doar am făcut doar fișca de a uni cadru, da. Eu porneam, acolo spuneau cineva mai tinerii care montează, dar cei care deja lucrează în Instagram, cum montați video? Da. Aha. Uh-huh. Cine încă postează content? Știți, unul din privilegiile și speaker este că poți să iei TikTok-uri. Da. Cuicu. Ce face el? Doar la nivel de montaj, că nu l-am folosit, nu știu. Poate și colegii. Cum scrie? Apropo, noi după asta o să rog chiar cei care mai montați o să fac o postare, după asta și puteți arunca încă denumiri, pentru că poate facem așa o listă complexă și o să expirăm. Cum scrii Cuicu? UI? Așa? Quick. Ok. Și el are efecte sau doar montaj? Montaj și efecte. Bun. Următoarea aplicație tare mult îmi place. Am descoperit-o vreo 3 luni în urmă. 3-4. Nu. Ziceam să vă arăt cum arată efectele în cadrul acestei aplicații și am luat pur și simplu o poză și am pus pe dânsa toate efectele. Așa, la random, ca să vedeți ce se poate făcut cu dânsa. Gata. Care e ideea? Plusul la aplicația asta, ea în principiu toate blicurile este, tremuratul este vechi, horror. Chiar în videourile care mi-am făcut în lansare, la urmă de obicei el și dispare. Sau la început, pe aplicația asta se face. Dar ideea care este că, comparativ cu celelalte aplicații unde tu încarci și pui pe filtru, aici tu ții pe care secundă vrei să apară efectul. Nu este video-ul și tu îi spui, ții, ai dat drumul, e alt efect, ai dat drumul, adică e foarte ușor la montaj. Încercați 90S, plus are diferite, dacă ați văzut la urmă, aici de astea brașuri, care dacă voi să faci numele vostru, nu știu ce, el o să strălucească și o să fie în stil de neon, ca este, toate diferite... De astea, new posturi care blicuiesc. În fine, adițional la video-ul vostru de bază, voi puteți să-i predați lui un stil. De aceea, vă zmite în azametcu, are sens. Mie foarte mult îmi place aplicația asta. Următoarea aplicație, o folosesc rar, pentru că ea practic tot se repetă din stilistica aplicațiilor precedente, însă ea are un efect, care l-am pus aici, știți efectul oglindă? Da, e ca am ușa să vă arăt și la noi s-o prindit. Am zecănșaiu țar istorii pra nas. Am zecănșaiu tvoio cât perfui raz. E o întâmplătoră, mi se gândarea asta, e o random am luat ăștia. Când am pus-o, zic, asta-i. E pe peripiță. Eu când am zis de casă cu ușa, trebuie să pornească cântarea asta. Da? Da, bumerangul e în alt context. Însă aici ideea este că
La fel sunt, apropo, aplicația asta pentru fete. De ce zic pentru fete? Cel mai des fetele poate să folosească atâtea blicurile astea, că strălucește, s-o trezit dimineața și trebuie cumva... Nu, scheaptă-ne pe urmă, te-ai trebuie de zbură dimineața. Și atunci filtrele ajută. Lunină mult timp. Iepurașii ăștia dimineață, care ies în fiecare dimineață. Respectiv, aici este blicurile sau stilistica asta din neon, în foarte multe situații, poate să fie de folos, recomand, tot este versiunea gratuită, ceea ce am folosit. Big V, ați auzit aplicația asta? Aplicația este tare interesantă, n-am folosit-o niciodată. Dar o recomand la tăți. O am de vreo jumătate de an. O recomand. Zic, poate cuiva să-i trebuiască. Mie e ideea tare mi-a plăcut. Nu, mie mi-a plăcut ideea că această aplicație este pentru cei care suntem să facă live-uri. Sau suntem să facă stories-uri. Ei este cu voi. Nu. Acum vă arăt ce poate să facă Big V. E la mine, e la urmă, dacă ați observat. Ce am mai întrebat? Dacă ați fost odată la televiziune, eu pur și simplu am fost. Nu. Este și o chestie care se numește prompter. Da? Abia că Big V este prompter. Eu am aruncat un text și, pe exemplu, eu stau așa, apăs și mă uit în text, da, 2-1. Instagram Kilometru Zero prezintă un curs complex și practic despre prezența corectă și conversională a unei afaceri pe rețelele de socializare. Indiferent de domeniul de activitate, produsele și... Acum când noi... Instagram Kilometru Zero prezintă un curs complex și practic despre prezența corectă și genul, el se uită în cadru, el se uită aici și citește textul. Activitate, dar ceea ce mi-a plăcut mie aici este că dacă este situație în care voi trebuie să transmiteți un mesaj, asta e la mine problemă, mie nu-mi place textele, dar minusul este că eu dacă mă apuc și pe urmă năsat și cărce iară 4 minute jumate, dar trebuie una. Așa că voi înscrieți-vă, atrabotăiți în fața oglinzii și pe urmă puneți-vă Big V și citiți textul, avem de este, de este, de este, mulțumim, swipe up. Big V, da. Respectiv, dacă să-l folosesc, măcar cineva, știți? Mi-a părut interesant. Și următoarea aplicație în același context se numește Cliptomatic. Deodată s-o arăt aici la telefon. Să vedeți logotipul. E în aceeași serie, dar un pic diferit. Aplicația, dacă nu greșesc, e cu plată. Deodată, следующую. Dar e are altă idee. O idee care, apropo, în contextul de social media, în contextul în care voi aveți de voi aveți de comunicat cu oamenii, voi acolo, noi. Da? Noi avem 40 de limbi, dacă nu greșesc, în care putem să vorbim. Respectiv, noi alegem limba română și noi alegem stilistica, cum asta apară la noi mesajele. Este o varietate. Așa. Spre exemplu, varianta clasică. Și când noi începem să vorbim, bună ziua! Vreau să vă povestesc azi despre un update foarte important care poate să vă ajute să vă îmbunătățiți rezultatele în afaceri. Respectiv, asta este un fel de... să vorbim. Bună ziua! Stăiam. Vreau să vă povestesc azi despre un update... Intrele automat se adaugă. ...care poate să vă ajute să vă îmbunătățiți... Plusul la tot asta este că aplicația până să se înveți cum voi vorbiți, dar voi doar nu vorbiți clar. Oamenii de alături nu vă înțeleg. Dar e încă mai mult. Voi puteți să faceți tap și la fiecare secundă pe care voi ați vorbit-o este fraza și dacă e scris acolo incorrect, vă place și I din I sau I din A. Redactați aici. Și atunci este în un video stories în Instagram cu titri. Și voi nu trebuie să dați la montaj. Ajută tare, crută, recomand. Asta o folosesc. Cum?
nu se aude. Nu, deodată vorbi. A, nu, nu, nu. Tu vrei să zici că... Nu, niet. Cu toate că da, mă tin că da. Da, dacă numai că trebuiască... Nu, ați trebuiască numai de chinuit. Aici e ideea, am înțeles-o. Genul, tu vorbești în română, dar știi și ceilalți care din Canada. Am înțeles. Bun. Aplicația se numește talmazan.media. Acum o scoatem la ecran. Cliptomatic. Aici chiar și câinele poate vorbi, am înțeles. Genul este... No, adică ar fi... mersi, e o idee faină. Tu poți vorbi, poți vorbi. Nu contează, ți-o tradus sau nu ți-o tradus. Sau poți vorbi clar. După asta tu editezi în limba rusă și audiența ta poate citi măcar. Că la mine am... audiență care din Moscova privește și pe urmă îmi scriu și tot am găvăriș. Și tot acolo, всегда, zic, una știu, salut prieteni. Da. Mai departe, e clasicul, variantul asta cum e whisky scolai. Inshot? Inshot în general, cine nu a auzit și nu a lucrat în inshot? Ok, sunt câțiva. Recomand, dacă voi lucrați cu partea asta de video, partea de video-ul lat, 3D-l făcut stories, știți fișca, ați văzut? În stories, video-ul e pătrat, dar în spate e blur. Abia că l-ați băgat în shot, ați spus și el deodată face blur. Nu trebuie să tăieți, câteodată noi nu putem tăie. Îl pui pe mijloc și plusul e tare fain, poate chiar reușim să facem efectul ăsta, plusul e foarte fain, anume că video-urile acum, spre exemplu, să filmez un video așa înălțime, bună ziua, bună ziua, hop, 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 hai măcar 3, 4, 5 secunde, este. Acum oamenii, pe lângă faptul că ei ascultă, din stories poate încă deprins frazele cele, sau call to action, sau emoji-le. Respectiv, dacă noi acuși o să încărăm în shot un video, și o să vă arăt. El la mine e primul, chiar des îl folosesc. Minusul este că totdeauna trebuie să new project și nu trebuie să închideți aplicația. Că vedeți, blurat. Da. Da, e pe mijloc. Noi desigur că putem să facem că la noi e stories și să întindem ea ca așa. Dar nu e frumos fata asta și chiar ni Halloween же, cum s-ar spune. Așa că noi îl punem clasic, în formatul, opa, clasic, și atunci noi avem posibilitate să o lecți spate așa. Este de unde. Ori îl punem jos și atunci noi sus putem scrie un text, ori îl punem în mijloc și atunci noi putem scrie niște detalii de jos swipe up, sus niște texte de call to action. Aici, dacă voi să alegeți varianta cu plată, la elementul de stickeri, mie foarte mult îmi place și elementul de texte. Spre exemplu, iar are diferite chestii, genul, uitați-vă, text, bună ziua, și dacă bună ziua îl tragem încolo, și dacă îi mai punem edit și îi punem efecte, el poate să tremure așa. Poate să învârtească, bună ziua, și omul când vine, știți, jac, pac, când facem referatele, știți, și cât mai albastru și 3D, avem impresia că nota și e mai bună. A? Da, da. Da, acolo când faci export, este și varianta asta. Dar n-am folosit niciodată. Am văzut-o. Genul este, dar nu știu dacă sunt disponibile funcțiile adiționale. Ceea ce vă arăt acum e disponibil, dacă nu greșesc, versiunea cu plată. Dar este versiunea în care vă puteți și vă uitați o leacă la video, voi să faceți. Dar dacă nu, este un fișcă, văpșe, care o folosim eu tare des. Eu întotdeauna punem vreun emoji pe layer-ul și ala. Un GIF ceva, un... Adresa. Da, 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 da. Adresa...
Victor, îmi dă respect. De ce recomand să vă luați în shot-ul? El aici, că vă spunem la stickeri, chiar la produsul ăsta, la Wow Instagram, când vorbeam de program, era ea ca fișca asta, cu ceva cu care... Bună ziua, hai măcar 3-4-5 secunde. Și ea că el se învârtește, nu, din păcate la noi zădejca în secunde, dar ideea vă ați prins-o. De ce el îi must? Dacă sunt câteva, vă spunem, videolipul, InShot-ul, sunt aplicații care eu cred că voi trebuie să le aveți în telefonul vostru. Dacă nu este în versiunea de Android, luați alternative, dar ele sunt. Câteva din aplicații care eu le folosesc foarte des. Da, e că mai ajungem la zona asta. Ajungem la zona asta și taman să ne încadrăm și în timp. Mojo. Ați auzit de Mojo? Iaca, Mojo, după mine, the best application în contextul de a pune vreun efect, ca ultimele videouri eu le-am făcut cu Mojo, spre exemplu. Salutare, prieteni! Vreau să vă mulțumesc. Ce-am făcut eu aici? Efectul ăsta de tic-tic s-a făcut în InShot, acolo sunt la efecte bita, ligu, apelul, efecte de astea, sunete care vouă vă trebuie. Dacă nu a ieșit Instagram-ul, dacă nu ne-a plăcut fișca asta, când a ieșit Instagram-ul, uite-vă în start. Parcă a ieșit în montaj de video production. Tot asta s-a făcut prin Mojo. Respectiv, la Mojo, la texte, Mojo are cele mai complexe texte, puteți și cu două, și cu trei. Îți faci colaj, apropo, cu video, e ca noi absolvenți i-am dat în așa colajă. Mai multe colaje cu video, pui imagini, când tot asta pui în stories. Erau și așa timpuri. Respectiv, a doilea aplicație care ar fi un fel de sora lui Mojo, asta e InStories. Adică, cuiva îi place InStories, cuiva îi place Mojo. Fișca la aplicațiile este că ele sunt nu mega simple la nivel de utilizare. Adică, dacă voi vreți, aveți video content, video simplu care îl aveți, care din telefone, că așa vă spuneți, bună ziua, bine ați venit, la revedere. Voi le încărcați pur și simplu în InStories, și aici sunt ca o serie vastă de fiște, e ca avem business, e ca uitați-vă. Dacă vrei să faci cine are vânzare de, nu știu, de mai multe colecții, că tu ți apare poza, ți apare textul. Și tot asta se face prin două clicuri, tot asta e gratuit, plus e ca așa chestii. Și cel mai fain, că dacă noi, spre exemplu, luăm orice template, că este cu event managerul. Apropo, noi căutăm event manager, asta memșic, și Nicola, sunat, creieți. Ce este că sunt o serie de template-uri care tu poți să le activezi și să le editezi. Și uitați-vă, eu în 5 secunde, pur și simplu, eu edit, îi dau textul și aici aleg să fie simplu, mare, să fie de parcă caut în Google. Știți fișca asta, ați văzut-o, da? Adică de parcă caut în Google și tu când te uiți la dânsul. Noroc Instagram încă o dată. Luna iulie și august am realizat că avem așa de multe evenimente. Hai, ei truc. Instagram încă o dată. Are și el un eveniment, dar știți fișca asta? Apropo, dacă vă... Aia două locuri precis. Da, este când voi începeți videocontentul, voi trebuie să știți și tehnici și cum să răspunzi la întrebările care nimeni nu te întreabă. Totuși, n-ați ce astea sprașvăt. Dar cum se promovează postarea? Apoi ia că vă chemăm la webinar, unde ați vorbim despre ce și te să ne scriu. În fiecare zi, zavale-vă. Dima și la voi acolo. La tățile totdeauna în tăț. Când nu zici cuvântul cum trebuie, nu este așa. De ce? InStories recomand cu tot sufletul, sau cum zice asta, să-l testați pentru că se merită. Mojo și InShot, montajul de video chiar se merită. Unfold. Unfold, deja noi trecem la colajul și rapid poze.
La fel, redactarea, da. Și video, da? Sorry, eu nu l-am folosit pentru video. Eu îl folosesc ca cel mai des aplicația asta, eu îl folosesc ca pentru feedback-uri de la clienți. Între ei imagine din fon, că vedeți aici este albastru ăsta închis. Imagine din fon, e imagine din Pinterest, de Google, pur și simplu downloadată și încărcată, acolo poți să încarci două layer-uri. Și a doilea, pur și simplu, e screen-ul din Facebook, feedback-ul clientului, și îl încarci frumos și îl pui în Instagram. Ca și curățel, și frumușel, respectiv o chestie tare faină. Plus iau diferite detalii, deja voi încercați să vedeți ce pentru voi. Noi folosim acesta în așa context. Alte aplicații, spre exemplu, ca următoarea, Grid Postul. Grid Postul rar îl folosesc, dar sugerez, eu n-am știut, anul trecut, îi trebuie, nu știem că este așa ceva și noi trebuie să plătim designer. Spre exemplu, dacă o să intrați pe pagina Talmazan Digital, talmazan.digital în Instagram, acolo este bine ai venit, Matinca, și poza mea împărțită în 9 stiluri. Respectiv, Grid Postul vă permite ca voi să vă jucați cu pozele, cu o poză care sunt împărțiți în câteva. Da, îl împărțiți deodată și care e plusul în contextul ăsta? Spre exemplu, ia uitați-vă. Luăm carnă, gridul. Așa. Ia că noi luăm poza și el deodată nou ne-a împărțit-o în 1, 2, 3, 4, 5 rânduri. Respectiv, putem pune diferite chestii ca așa ceva. Și asta îți primească la noi ce o să primească? Normal că putem scoate, putem schimba culoarea, adică spate jucat. O să primească una, două, trei rânduri, nouă posteri. Noi să le postăm de la capăt până la prima și oamenii când se intre lent o să vadă o poză împărțită în șase. Dacă aveți designer, el vă o vătaie 1080x1080, mai tine. Da. Desenul? Trebuie să postesc trei. Da. Dar luând în vedere că nimeni la voi nu intră, ori trei, ori două. Știi? Dar zătă tu știi, când vrei să te pantanești, trebuie să te convinci că ai trei. Și zici, au la mine și. Este soluție și la întrebarea care, ca să știi cum asta arăte dacă mai adăugăm o poză. Este o aplicație, eu nu știu dacă este următoare în plan, dar este o aplicație care am inclus-o în prezentarea. Nu e următoare, dar mușa să ajungem și la dânsa. Story Art-ul era următoare aplicație, mulți Unfold și Story Art-ul îl combină. Eu, apropo, la Story Art folosesc partea de video. Da, adică tu poți uitați, să iei o poză, video ei și voi vedeți puțin mai târziu. Sunetul era acolo. Adică un cadru, o adresare, voi puteți să o încadrați într-o ramă, să-i puneți un text și acolo este umbră de parcă copacul, este umbră de la mine și încă pe ramă este umbră. Adică sunt combinații care voi, iarăși, au fost tăiat video în videolip, după care au fost pus ca în story art. Deci slow motion videolip, acolo sunetul, deci tete, split-urile, tot se poate făcut. Ca story, eu am crezut că el n-a să trebuiască niciodată. Deci când a apărut fișca aceea că tu puteai să ții cu deștiu și să ne înregistrezi, cine poate așa? Tăți pot? Eu nu pot. La mine 15 secunde. La mine nu lucrează fișca aceea, nu știu de ce. Și am reinstalat, și am pus, și am mic. Și de atunci Cut Story la mine drugul meu, el taie tot. Deci Cut Story este o aplicație care taie foarte, foarte repede, foarte simplu, câte 15 secunde, câte 30 secunde video-ul care îl încărcați. Și el vă scoate pe puncte 1, 2, 3, 4, 5 și voi după asta le încărcați. Da. Dacă se suprapun? Da. E că imaginează eShop-ul, da? Uh-huh. eShop-ul nu-și scoate, după asta tu ieși cu Cut Story, dar Întrebarea am înțeles-o.
Întrebarea înțelesă. N-o spus, la doua parte nu o spus că niciodată n-am făcut așa ceva. Adică n-am... Da, da, eu mi le scot. Deci eu de obicei cum fac? În mare parte. Ori eu fritrielul deodată și pe urmă că de pe 5 conturi. Nu, dacă... De pe vreo 5 conturi eu fritrielul. Free trial. Sorry, my English. Free trial. Și îl testez din mai multe conturi, partea asta gratuită de 7 zile, unii o dau, unii dau de 15 zile, unii 3 zile. Dar n-am... Calitatea. Da, calitatea un pic se pierde, da, sigur, sigur. Cât mai des ori faci exportul, cu atât mai se pierde calitatea. Dar eu nu merg în 2-3. Nu, eu te zic. Nu las nică. Nu, really, nu, eu nu fac mai mult de 2-3. Adică nu, plus trebuie, cum spun, iscodne dane și calitative. Adică materia primă cu care voi lucrați, video-ul de bază, să nu fie filmat în aplicație, dar din telefon, din aplicația telefonului. Adică nu filmați din Unfold deodată telefon, pe urmă scoateți, pentru că el deodată o să... Da, este. Dar n-a trebuit să atenție. Apropo, deseori voi vedeți calitate proastă din cauza că internetul e rău. Nu din cauza că video-ul e rău. El singur, Instagram-ul sau Facebook-ul, vă coboară că voi puteți să vedeți materialul. Adică, dar informația e calitativă. Vă ziceam, Cat Story, recomand, îl folosesc foarte, foarte, foarte des. Cast in time, 15 secunde, până n-am momentul ăsta. Câteva încă aplicații, 8.02, noi avem jumătate de oră la dispoziție. Câteva încă aplicații la nivelul de video, foto, redact. Așa, noi suntem. Design Lab-ul, la fel, elementul de lucru cu colajele și curamele. Deci Design Lab-ul eu chiar foarte rar îl folosesc. Când mi l-am instalat, era din ceva tot niște recomandări, dar Design Lab-ul are adaptat pentru YouTube, pentru Instagram, highlights-urile, deci el are niște preseturi. E una din aplicații care lucrează pe colecții. Tu poți cumpere colecții de anumit tip de design sau de stilistică și să lucrezi cu dânsa. Atunci are sens, dar să-ți cumperi toate colecțiile, de amu, este în Luxury Story, mă tinc următoare, sau care, Story Lux. Story Lux, apropo, cu mult mai mult e bun pentru că are astea rame foarte interesante. De exemplu, este o ramă în dreapta jos, ea este cu video, poți să vezi. Se aude, da? Acolo sus e pus video cu marea, mai jos video în comun, pe urmă video, dacă vreți, videouri de-astea vechi, sau e ca mai sus este hello cu neon scris. Adică, e ca aici StoryLux-ul are câteva chestii care nu are nici un colaj, nici o aplicație care lucrați cu colaje sau cu ramca fotografie. Deci, recomand StoryLux-ul să-l vedeți, plus o parte bună, gratuită, dacă nu greșesc. Da. Iar că chestia asta e tare fain. Îi pun parcă denumirile astea stăcrălă. Scroll, ceva de genul ăsta. Care e fișca? Eu l-am descoperit, sincer l-am descoperit în procesul de pregătire a informației. Am pus întâi pe masă tăi ce fost și am înțeles că asta fie și numai atâta. Respectiv, dați că testez încă vreo lună jumate câteva aplicații să văd dacă intră la mine. Asta a intrat foarte crută. Uitați-vă ce poate să facă e. Deci în 15 secunde sau 30 secunde sau cum vreți, ia, voi puneți câte imagini vreți, una lângă alta. Puneți fotografiile și ea singură montează tot trecerea asta de scroll de la poză la poză. Respectiv, după asta eu am trecut-o pe dânsa prin Mojo și i-am pus jos logotipul cu numele Talmazan Digital și mă ating că din Mojo în altă aplicație eu am scos și am pus muzică. Adică trei aplicații s-au folosit la video-ul ăsta. Dar fișca asta ca pozele să meargă o istorioară, gen, să povestești în 15-30 secunde, a?
scroll, da. Stickerele. Apoi da. Pur și simplu, mai pricolnă stickerele decât scroll. Stickerele. Ală, mamsa. In Preview, iaca este aplicația care vă spuneam. In Preview este aplicația care vă permite ca voi să vă planificați contentul de data asta în Instagram feed. Uitați-vă și se întâmplă când folosim aplicația In Preview. Voi puteți, unu, să programați postarea asta în Instagram. Voi puteți să vedeți cum arată sau să ascundeți postările care nu vă plac. Spre exemplu, In Preview. Adică uitați-vă, este Instagram-ul meu și Instagram-ul meu ca atare este până la băiecea la Maica Albă cu mâinile dens. Următoarea postă este postă care eu o aleg reieșând din stilul meu de poză. Și vedeți, prima poză schimbă. Și când eu zic, ok, lași poza asta, eu pot să mai adaug o poză și spun altă poză, pe urmă încă una. Și eu îmi dau seama dacă ceea ce urmează cu în plan, pe mine, opa, asta nu trebuie pus. Pe mine mă aranjează. Și dacă feed-ul, cum el asta arăte în continuare, este ok pentru mine. Adică am făcut posterele, după care noi putem intra în fiecare poză și să facem schedule. Și am programat-o și iar am zis ceva. Nu suntem la lecție de limba engleză, vă rog frumos. Schedule. Sau noi putem să mergem la unul din pozele pe care le avem și să ascundem postarea. Genul noi, nouă ne pare că în stilistica noastră nu o să fie fain poza asta. O aplicație care rar o folosesc pentru că eu ne pare vis-a-vis cum arată feed-ul meu, dar la unii clienți câteodată trecem fișca să fie dacă asta și e ok imaginea asta. N-a să intre într-un contrast sau nu e necalitativă. Deci în Preview recomand și încercați să te aplicați. Apropo, o să trebuia cumva să să fac repostarea, să fie interesant câți o încercat măcar să instaleze și să lucreze sau să faci să postezi și să spuneți vreun hashtag pe care trebuie să vedem dacă s-o primi ceva. O denumire tare interesantă. Este un specific în altă limbă, înseamnă altceva. Dar fișca la Cunicam este că amuiat Guinness, așa? Eu știam. Eu m-am antrenat. Aici, real, sunt niște filtre care nu o să găsiți în alte aplicații. Deci toate blicurile astea, toate stelele astea, liniile astea, da, adică am încercat să fac în montaj, chestia asta e foarte faină, foarte simplu, se aplică, e gratuită, adică e mega simplu, mega fain, dacă voi aveți de-astea atmosferne fotografii, atunci o să poate vă prindă bine. Cam atât au fost prin aplicații pe care eu le folosesc sau eu vă le-aș recomanda. Context. Iar și mă repet, va trebui pentru un content relativ complex și dinamic să combinăm câteva tipsuri, tricksuri, câteva fiști care poate ați știut, dar eu e că când le-am aflat mi-a ușurat mie viața tare, tare mult. Cel mai simplu pe care aș putea să vă spun pentru cei care nu preșare de Instagram este că primul lucru ăsta că Facebook are palitră de culori. Oi, Instagram, rabocii proces. Eu mă как-то изменяю prin Instagram. Voi știți despre asta, că Instagram-ul are palitră de culori. Paletă, mă scuzați. Când noi, apropo, nu știu dacă voi se vede, am înțeles că la mulți este, la mine nu de mult a apărut interfața asta de Instagram. Vedeți partea de jos? Instagram. Asta este Instagram Stories. Da.
Adică e un update la ei. Și, spre exemplu, dacă noi nu facem, hai să alegem până când, pur și simplu, create și așa. Dacă noi vrem să scriem ceva, dar nu ne aranjează culorile care sunt acolo, cel mai simplu ce puteți face este să apăsați pe o culoare și să țineți. Și atunci apare un board cu posibilitatea de a merge și a lua culori de care vrem. Cea mai bogată e aici la violet. Aici. E cea mai... Și aici noi putem deja să scriem în altă culoare care mai aproape ideilor noastre. Și aici și momentul ăsta dau ideea asta, nu știu cu asta ei trebuie. Cum scrii curcubeu? Poți de două, în două variații scrii. Prima e fiecare literă să o colorezi aparte. Pe urmă ai scris o literă sau tu scrii. Așa cum te-ai învățat la școală, faci copiere. Stați aleacă. Copiați tot și pe urmă faceți o acțiune cu ambele mâini. Și varianta. Apăsăm pe culoarea care nouă ne trebuie și apăsăm pe marginea la input căsie din dreapta. Și concomitent mișcăm în partea stângă, ia ca așa, hopa! Ia ca știi, instrument, curcubeu, nimeni n-a să folosească, dar crutași tu ca... Da, ideea este că, nu știu când vă să vă trebuiască, dar știți că este. Mai departe, care e fișca, încă care v-aș mai spune, este așa chestie că, ia că tot aici ne aflăm, noi nu ne aranjează fonul. Ați avut așa chestie? Și știți cum se face fond de care vreți? Ia că și ne știi? Da. Spre exemplu, voi veți face orice fotografie. Orice fotografie. Randomă. Da. Nu. Niște. Pentru noi să facem amul ceva cu dânsul. Deci, luați orice fotografie, clicați pe creionaj și puteți lua ori lasticul, ori pensula. Și alegeți culoarea care vreți, spre exemplu, ne trebuie o culoare mai specifică, ia ca așa, o culoare de asta. Și atunci, după ce ați apăsat pensula, apăsați și țineți pe ecran. Și gata. Și desenul a devenit mai organic, fiți de acord. Adică așa noi putem face diferite culori, dar dacă noi, spre exemplu, nu suntem așa de jostche, luăm lasticul în situația asta și luăm o culoare, nu știu, haideți, verde și el o leac vede. Lasticul este un pic mai transparent. Dar dacă o să luăm radiera, apoi noi putem... Nu știu ce asta a fost. Cum acolo așa? Următorul tip. Ele sunt câteva. Ele sunt câteva. E că vă le arăt aici. E că noi avem... Da? Avem poze. Haideți să luăm o poză. Data asta mai normală. Ia ca chiar poza care m-a arătat exemplu cu stickerile. Stickerile astea aici, la exemplu ăsta, care nu ne dau zilnic, ele schimbă, da? Problema la stickeri în folosirea lor cumva creativă, tare rar am văzut oameni să folosesc stickerile. Una din probleme este că ele nu realizează, nu corespund necesităților noastre la mulți, plus ele sunt în două culori. Spre exemplu, nu știu, același stress level care eu l-am pus în exemplu,
Și el este în culoare colorată. Da? Și este, dacă clicați pe dânsul, în culoare albă. Și cum se poate de lucrat în contextul ăsta creativ este că voi acum luați ori lasticul, ori creionul, vă convingeți că mărimea lasticului nu este mai mare decât ceea ce vă trebuie vouă, apăsați pe pensetă și puteți lua o culoare, ceva vreo culoare care este mai aproape de designul pozei și începeți să colorați interiorul la stress level. Da, așa. Și acum s-a primit că elementul de sticker a devenit cumva mai stilizat față de poza noastră. Adică nu e roșu, dar la noi poza e verde. Asta lucru cu partea asta de stickere care recomand și ar fi ok. Următorul detaliu care vreau să vă arăt este, poate l-ați folosit. Asta chiar eu îl folosesc relativ, nu... destul de des, când place cum arată produsul după ce lucrez în formatul ăsta, șrifturi de astea în 3D sau cu umbre. Ați încercat vreodată să faceți? E ca așa instrument și vă arăt pentru cei care nu au încercat, e mega simplu. E mega simplu. Uitați-vă, avem fon în Instagram, spre exemplu. Așa, luăm sticker, punem fonul negru, ca să ne fie mai... sau galben. Așa. Și scriem o frază. Nu știu, scriem... SM. După ce noi am scris fraza asta SM, mai simplu nu poți și scrieți încă o dată să mă. Pur și simplu puneți culoarea neagră. Și pur și simplu deja jucați-vă. Wow. Da. Da. Adică fișca aici poate fi făcută cu Google. Știți cum Google este? Tân, în culori. Și voi trebuie să faceți mai mic. Sau vreți să faceți așa. Aici trebuie să aveți o leacă de abilitate de asta, de lucru cu 3D-ul ăsta, ca să-l faceți mai mic, mai la stângă, mai la stângă, mai departe, mai mic. Și a doilea deja se vine în față și se primește cerc din 3D. Dacă, nu știu, dacă noi să-i punem acum încă o culoare, să mă facem roșu. Păi un fel de. Și că dacă încă una, să mă... Pe că sparg, el o leacă indoiet. Da. Adică, deja spate, da, concav. Na minutăcicu. E adevărat. Respectiv, aici deja voi puteți să vă jucați cum vreți în formatul ăsta. Da. Da, asta e nouă site-ul. Nu. Cu muzica, în general, fișca care este? Cu muzica, știți că nu se permite muzică neautorizată. Dar dacă voi să înregistrați la dictofon, muzică originală, una din idei, asta nu se socoate plagiere. Adică muzica înregistrată la dictofon se socoate muzică cumva recro-riding, nu știu cum se mă cheamă el. Ceea ce ei, dacă eu am înțeles întrebarea așa, câteodată de psihotare ies și acolo este "This music is unavailable in your country." Tăiat am zis corect? Respectiv, asta înseamnă că la noi nu a venit update-ul. Noi nu putem asculta, cel puțin...
Ei la dâns acolo. În țara și de unde el e. Nu mai este. Asta în aplicație. Nu știu, că la noi nu e unavailable. Serios. Uitați-vă, e că sunt trei gesturi care la montaj o să vă ajute. Fișca care noi am făcut-o cu clap, cu click-ul, da? Adică tot asta e parte din montaj. Cu balonul, ați văzut? N-ați văzut? Ei, vă uitați. Dacă întâmplător vreunul din voi are Instagram și nu e abonat la noi, voi nici nu știți ce blestem vă așteaptă. Noi după asta în remarketing, să vă scurgem. Uitați-vă. Spre exemplu, anume elementul de montaj. Stăiam-vă. Netam. E ca așa chestie, tot fain. Se face prin bumerang. Important este când faceți așa chestii prin bumerang, spre exemplu, uitați-vă că mușchiera să o facem. În telefon este partea incorporată bumerang și dacă voi să o faceți, nu am ușa să apară. Nu faceți înainte și înapoi. Doar înainte. Și atunci îți primești un pic de 3D. Dacă așa să o luăm. Start. Și dacă încă o leac, așa se putea zice. Adică și voi puteți deja merge cu un text am început lucru, azi e luni. Sau abâcine dni, trebuie la vec. Variate de astea. Un lucru cert pentru montaj, v-am arătat left-right, clap-ul ăsta de fixare. Când vreți să montați chestiile, puteți, după ce ați vorbit, spre exemplu, dacă să luăm fișca normală, după ce voi vorbiți normal în video-ul vostru clasic, să faceți așa. Da. Și asta să vă ajute pe urmă la montaj să faceți trecerile. Normal în video-ul vostru clasic, adică pe urmă la montaj important este că următoarea acțiune trebuie să fie tot din partea asta. Genul să continui gestul care l-ați făcut. Dacă voi ați făcut în sus, apa două poate să meargă în jos. Adică e ca chestia asta pentru montaj creativ, e doar chestia sus, jos, stânga, dreapta. Jucați-vă cu elementul ăsta în proces. Ce încă era? Era încă un punct. Era un punct. Cum să ne uităm la Instagram stories secretna? L-am lăsat la urmă. Uitați-vă. Se face doar din calculator. De ce? Dacă vrei să te uiți tare, aștepți. Se face doar din calculator și se face pe site-ul instacratemstories.ru. Ia spuneți-mi un ID. Ela cu 2 de L? Grădinaru. E la grădinaru. Asta e, da? Da. Bară grădinaru? Da. Ce putem face noi cu Ela? Nu multe, pentru că Ela are familia soțului. Respectiv, deja. Uitați-vă, noi putem privi stories-uri, dar Ela nu o să vadă că noi am privit stories-uri. Plus, noi putem downloada stories-ul lui Ela sau voi puteți downloada stories-urile voastre. Adică aici sunt două funcții interesante. Ela e pe scăjut, da? Adică voi puteți să vă downloadați stories-urile dacă aveți... Seminar, da? A? Da? Dacă vouă vă trebuie a voastre sau cuiva, poate vă trebuie o papăcică. Șantaj se numește. Și toți cei care privesc ca prin site-ul ăsta nu o să vadă că voi ați privit. Nu, tipa, dacă nu știu... Este... Asta e blogul mașinistului. Iată, este. Opa.
Ați văzut? Ia, ia, ia. Dacă pagina închis, la cine închis? Ia, dați-o vedem. N-am știut. Dați-o deschidem. Nu, nu se întâmplă când vreți să vedeți ce face fostul, ce face genul ăsta. N-ar fi frumos el să vadă, știți? Respectiv, încercați prin momentul ăsta. Deci, colegi, noi suntem pe ultima 100 de metri. Instastories.ru. Vă spun cum putem primi prezentările. Trebuie prezentările? Da. Da, vă spun în două slide-uri. Primul slide este valabil pentru cei care v-am spus în contextul de upgrade la elementul de Instagram. Ceea ce noi am făcut e mai mult o parte, cu siguranță, ha-ha-hi, pentru că Instagram-ul vine ca ha-ha-hi în mare parte. El are instrumente complexe. El are instrumente complexe, mulți cred că follower trebuie, mulți cred că nu. Pe de o parte, stricați dacă vă încărcați cu follower care nu sunt prezenți. Că eu, spre exemplu, o parte din follower, sper că vreo 3-4 mii în tineret i-a înturnat, când trebuie swipe up-ul, dacă el e la 10 mii. Respectiv, eu conștient am jertfit cu impact organic, ca să am swipe up-ul, iar mie swipe up-ul mi-ajută în afacere, că eu îți trimit oameni spre link. Deci eu conștient realizez că impactul meu de 1000 de oameni, dacă ajunge soare acasă, la stories-uri, eu realizez că elementul de swipe up, minim scoate conversia, deja nu odată m-a salvat. Dar iarăși, dacă voi vreți impact organic, să nu plătiți bani în reclamă, nu participați în concursuri strâmne, nu vă turnați oameni, like-uri, pentru că oamenii, nu, gen, el... a dat follow, pe urmă, el nu interacționează, Instagram-ul nu-l mai indexează. Deci elementul de calitate a audienței, desigur că este primordial în comunicarea pe Instagram și Facebook și rețele de socializare per general. Elementul de content, elementul de reclamă. Noi să-l discutăm în de când e 28, așa? 27 iulie. Noi să discutăm și noi avem o ofertă pentru toți cei care o să fie predispuși să înveți cum să promoveze în Instagram, cum să creezi content, ce fel de content, setările mai complexe, o să mai rediscutăm odată aplicațiile, poate să mai găsim ceva aplicații noi. Programul o să fie despre setare, content, generăm trafic, implicăm, vindem. O zi. Eu nu cred că trebuie mai mult pentru Instagram. Doar o zi, de la ora 9 până la ora 6, o să fie în jur de 30 de locuri disponibile pentru cursul dat. Avem și acum ceea ce investiția în curs este de 149 de euro. Pentru voi, noi am făcut două oferte. Prima, asta este 99 de euro și durează 72 de ore. Sau oferte dacă sunteți, noi am avut eveniment și tare la oameni le-a plăcut ideea asta, 1 plus 1 egal cu 1. Adică 99 de euro vin două persoane. Cu alte cuvinte, dacă sunteți în doi sau puteți în pauză să vă cuplați, asta e unul din motivii. Spui, devușca, nujen человек, честно. Смотрю на тебя весь тренинг. Нужно. И плătesc eu câte. Respectiv, valabil 72 de ore pentru cei care vor real training. Cei care nu o să implementeze, chiar dacă voi aveți posibilitatea asta, eu nu vă sfătuiesc să treci training-uri din seria asta, pentru că un training după mine, dar noi avem aici, ca sunt studenți noștri, ia aplaudați, vă aud. Opa, opa! Mersi, ați investit în noi, noi în voi mai investim. Dacă nu implementez, n-are sens nici un training. Deci, de aceea, dacă voi vreți să aveți vânzări din Instagram, dar ele sunt posibile. Dacă vreți să vă creați branding-ul personal, asta e posibil. E necesar o leacă de teorie aplicabilă, o zi să lucrăm în contextul ăsta. De aceea, la ieșire o să fie fetele, vă apropieți și puteți salva prețul ăsta, punând numele, prenumele și mai departe o să luăm legătura cu voi. Cum primim prezentarea? Cine vrea? Doi pași. Primul pas, intră pe Talmazan School, scrie în mesaj cuvântul WOW 1107 și prezentarea îți va veni. În format, dacă nu greșesc, PDF. După asta, o să primiți alt e-mail. După asta îți vă spune. Pentru limba română, accesați unul.
Noi organizăm evenimente din seria asta minim o dată, două ori pe lună. Spre exemplu, pe data... ați fost la Bus Post, la evenimentele noastre Bus Post? Tot aici le-am avut noi. Da? Lidia, când avem Bus Postul? 31 iulie. 31 iulie, Bus Post este eveniment despre audiență, deja Facebook. Audiențe personalizate, audiențe asemănătoare, audiențe look-alike, cum se lucrează cu remarketing-ul, ea că despre asta să fie. Acolo sunt tot 2-3 ore. Dar trecut am vorbit despre Bus Post ca promovare postere. Mai dat trecut despre social media. Avem cursul Facebook Start, Facebook Media, avem Instagram, avem Wow Instagram, care cred că să repetăm, dacă să mai avem aplicații noi și upgrade-uri. Așteptăm feedback-urile voastre, indiferent care sunt ele, pozitive, negative, reținute, nereținute, acele pozitive, slip. Cam. Așa e negativ. Așa că... Da. Nu știu noi business-ul vostru, să cumpărăm și să revenim cu un feedback. De aceea, eu vreau să vă mulțumesc pentru că ați găsit timp. Plecați cu familie, plecați să vă distrați un weekend fermecător. Mersi că sunteți, încărcați-vă cu energie. Ne vedem. Aștept. Cine a făcut plăsă, puneți să tec, hashtag... Deci e frumos. Aveți grijă. Da.